Încă din luna septembrie anului trecut există solicitări din partea locuitorilor din cartierul Valea Cufundată pentru reintroducerea unei rute de transport public urban de care să beneficieze sighetenii din această zonă. Din 24 februarie, autobuzul trebuia să intre în circuit în această rută și să transporte elevi, dar și adulți. Oamenii s-au adunat în stație în dimineața zilei de luni, dar autobuzul nu a mai venit și nici nu există mari speranțe să vină săptămâna aceasta, spune directorul societății Mara Nord, Grigore Șteț. Drumul deocamdată la abonamente să am un control cât de cât și un pic autobuzele, câte 1-2 pe zi. N-am ce trimite. Acum lucrăm la unul, dar de unde și mâine, păi mâine dimineață să începem până când fac ele abonamente la gratuități. Am înțeles, deci din cauza stării precare autobuzelor ați rămas da, pe... Da, și n-am numai vineri ședință de Consiliul de AGA, au fixat a treia oară că n-a fost vorum și eu stau după o aprobare a lor să cumpăr măcar 2-3 autobuze să până intrăm pe alea electrice. Motivul pentru care microbuzul care efectua această rută în trecut a fost scos din grafic a fost numărul redus de persoane care au utilizat acest mijloc de transport, lipsa de șofer, dar și infrastructura precară din cartierul Valea Cufundoasă, spune conducerea societății Mara Nord.